Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandra Vasile, iar în minutele următoare vă invit la o discuție despre implementarea predării șahului ca materie de studiu în școală și multe alte aspecte importante despre sportul minții. Alături de mine se află președintele Asociației Județene de Șah din Constanța, profesorul Claudiu Iordache. Vă spunem bine ați venit la Focus Press. Bună ziua, bine v-am găsit! Știm că în acest weekend a avut loc o competiție importantă în județul Constanța, mai exact în Novodari, și am vrea să discutăm cum a decurs această competiție și care sunt rezultatele. Această competiție este o primă etapă din proiectul Șah în școală pe care l-am declanșat împreună cu colegul meu de la Iași, Vlad Bungureanu, și pe care ulterior o să vi-l detaliez. Deci acest concurs, care a fost foarte mare, cu 160 de participanți, s-a desfășurat la școala George Enescu din Năvodari. Au fost implicați factori locali, școli, inspectoratul școlar, direcția de sport, Asociația Județeană de Șah, pe care ați amintit-o, Palatul Copilor Constanța, deci multe instituții care și-au dat mâna ca să iasă o competiție bună. Dar așa cum v-am spus, această competiție este un al treilea pas pe care l-am făcut pe calea acestui proiect, proiectul Șah în școală. De unde ne-a venit această idee? În 2014, la recomandarea Parlamentului European, s-a introdus și la noi disciplina educație prin șah la modul opțional, curriculum la decizia școlii. Au fost făcuți mai mulți pași de atunci, au fost mai multe ordine de ministru care au introdus această materie. Lucrurile acum au decurs nu tot exact cum ne doream noi, deoarece erau mai multe piedici. Nu avea cine să predea, nu erau materiale după care să se predea. Și atunci s-a ajuns la o anumită liniștire a situației, educația prin șah, într-un fel, așa cum era văzută la început, a nemulțumit, a stagnat, și noi am preluat din mers acest proiect Șah în școală, prin care vrem să dinamizăm ca șahul în școală, ca parte de educație a elevilor. El este un instrument pedagogic extraordinar, cunoscut de toată lumea, are valențe educative, poate în mai mare măsură decât disciplinele tradiționale. Și atunci am luat acest proiect să-l dezvoltăm. El cuprinde mai mulți pași. Un prim pas a constat în semnarea unor protocoale de parteneriat cu inspectoratele școlare, fără de care nu se poate, bineînțeles, pentru că inspectoratele sunt umbrela școlilor, dirigează toată activitatea și ele implică din punct de vedere atât de publicitate a șahului, cât și de anunțuri, orice se face, sunt direct legate de școli. Deci am semnat acest protocol cu Inspectoratul Școlar Constanța și vreau să remarc că a fost o deschidere totală de la domnul inspector general până la inspectorul de sport și ceilalți factori de decizie. Am continuat după aceea cu pregătirea profesorilor. Noi ne-am gândit că, într-adevăr, pentru a dezvolta ceșa, pentru a avea activitate, pentru a avea aceste ore de șah în școală, trebuie să ai oamenii pregătiți. Și atunci am făcut un curs prin Casa Corpului Didactic, care de asemenea trebuie să remarc că a fost foarte interesată și a venit în ajutorul acestui proiect, organizând gratuit pentru profesori un curs de șah pe care l-am susținut. Și chiar am fost plăcut surprins, au fost 47 de profesori care s-au înscris la curs, ceea ce înseamnă în jur de 30 de școli, 30-33 de școli, au fost și doi profesori din școli, ceea ce este foarte bine, că școlile sunt mari, au un număr mare de elevi. Au terminat cursul, l-au absolvit, au obținut adeverințele că au posibilitatea, capacitatea de a susține ore de șah. Deci acesta a fost al doilea pas pe care l-am terminat în noiembrie anul trecut, după care a început activitatea propriu-zisă. Eu personal, împreună și a fost chiar de la Iași, a venit colegul meu Ungureanu, e colegul meu, este și profesor la Palatul Copilor Constanța și el este coordonatorul în plan național al acestui proiect. Și pe fiecare județ sunt coordonatori județeni, eu sunt coordonator
tur pe județul Constanța și împreună cu profesorul Vlad Ungureanu am fost la foarte multe școli din județ, începând din sud, de Ostrov, Cernavodă, Medgidia, Murfatlar, Constanța, Năvodar, dar multe școli din aceste localități, în care am oferit și manuale, am scos 3 manuale de anul 1, anul 2, anul 3, ca modalitate de predare, ca un ajutor pentru profesori mai ales, să aibă o succesiune a lecțiilor, să poată să predea cel puțin regulile primare ale șahului, dar și mai sus până la volumul 3, care este un pic mai sofisticat. Școlile, iar am avut o deschidere foarte bună din partea conducerii școlilor, directorii de școli, toți care au fost foarte încântați de acest proiect și s-au angajat, de fapt ăsta era scopul nostru într-o primă fază, să se angajeze, să dezvolte șahul, să susțină această activitate prin profesorii care, v-am spus că s-au inițiat deja prin acest curs de formare. Și urmează acum a treia etapă. Deci după câteva luni de pregătire urmează etapa competițiilor și bineînțeles continuarea acestei pregătiri, care va fi o continuitate. Și asta a fost o primă etapă. Urmează să avem pe 5 martie etapa în Constanța, în localitatea Constanța, după care pe 2 aprilie la Medgidia, pe 30 aprilie la Ostrov, pe 7 mai la Murfatlar și, bineînțeles, o să fie și o finală care să cumuleze tot acest efort, chiar după, în prima zi de vacanță, vacanța se ia pe 10 iunie, noi pe 11 iunie ne dorim ca în piața Ovidiu peste 200 de participanți să fie așa ca un festival de șah, adică toți cei care s-au implicat în acest proiect, care au fost la aceste etape de zonă, să participe la această finală și să încheiem acest an așa, într-un mod de foarte plăcut. După ce se termină și etapa finală, noi vrem să găsim punctele slabe, punctele tari, să facem un raport pe care să-l înaintăm și Federației Române de Șac, dar mai ales și către minister, cu această solicitare și să arătăm beneficiile pe care le are șahul, succesul pe care l-a avut acest proiect. V-am zis, el deocamdată tindem să fie un proiect național, el s-a extins în 11 județe, dar continuă să vină alături de noi și alte județe. Și pe măsura acestor observații ale noastre și constatând beneficiile și bucuria copiilor, entuziasmul părinților de a continua acest proiect, sperăm într-adevăr că așa cum să se introducă în școală sub o altă modalitate decât cea de până acum. Că v-am zis încă din 2014, șahul există ca disciplină, educație prin șah, dar la modul acesta în care... Ce înseamnă acest curriculum la decizia școlii? Dacă se dorește o activitate de către părinți, copii, se face, dar ea nu este finanțată, adică de sus nu este prinsă în planul cadrul de învățământ, câte ore pe săptămână, care este finalitatea cursului, pe câți ani se întinde, plus finanțarea rezultând din pregătirea, plata profesorului și astea. Deci nu există acum. E un fel așa de voluntariat, să spunem, ceea ce la un moment dat duce la o anumită stagnare. Sperăm că să trecem peste aceste lucruri și să se aprobe sub o formă mult mai bună. Putem spune că sunteți liderul mișcării șahiste din Constanța și ați reușit în toată această perioadă să adunați toți factorii decizionali la masa negocierilor și să faceți aceste demersuri în beneficiul tuturor, și al copiilor și al profesorilor. Când credeți că va putea fi implementat acest proiect la nivelul unităților școlare din județul Constanța? Da, ca să nu trec ușor peste ce a spus dumneavoastră, într-adevăr, factorii locali am fost peste tot, de la primărie și la Consiliul Județean avem feedback pozitiv că va ajuta și se va implica în acest proiect. V-am zis, inspectoratul școlar, direcția
de sport și tinere Constanța, deci toți acești factori, unde spre bucuria mea am găsit foarte multă dorință de a ne ajuta, foarte multă dorință de a se implica, ceea ce au și făcut, iată, deja de la primul proiect s-au implicat, bineînțeles, în zonele unde au loc aceste, unde școlile s-au înscris în proiect, au loc aceste concursuri de etapă și unde se continuă pregătirea, fiecare administrație locală se implică în proiect. Adică și la Murfatlar avem sprijin de la primăria Murfatlar și la Ostrov și la Medgidia. Adică peste tot noi în felul acesta de fapt am vrut să depășim starea aceea care era înainte. Educație prin șahul, disciplină, în școală, într-un fel ascunsă, nevăzută și pe unde se făcea foarte puțin. Noi vrem să, ca acest fenomen să fie al comunității. Și dacă este un fenomen al comunității, fiind conștienți toți că este un beneficiu, reprezintă un beneficiu pentru copii, atunci trebuie să se implice și comunitatea. Comunitatea reprezentată, bineînțeles, prin factorii de decizie administrativi, dar și prin părinți, adică părinții cel puțin cu entuziasmul cu care vin. Al doilea argument al acestui proiect a fost acesta, să nu coste nimic, el este total gratuit. Pregătirea copiilor, participarea la competiții, ci dimpotrivă, noi, sarcina noastră principală este să asigurăm tuturor să le dăm ceva. Și așa s-a întâmplat la toate școlile pe unde am fost, am dat zeci, sute de manuale de șah de pregătire, șahuri, table de demonstrație, în limita posibilităților, dar am dat destule, plus premiile la concurs în care, bineînțeles, toți copiii de la locul 1 la ultimul în clasament, oricum contează mai puțin. Aici că e campionat școlar și ei sunt într-o evoluție continuă, adică așezarea, ierarhia la un moment dat nu implică neapărat o valoare fixă, ci ele se modifică de la concurs la concurs în funcție de pregătirea fiecăruia. Deci gratuitatea este un punct foarte și din potrivă noi venim și le aducem cu sponsorii pe care avem, nu știu dacă e voie să iei număr, dar puteți face. Da, noi avem Rompetrolul, este un sponsor generos care a înțeles că proiectul acesta este foarte bun, este de ajutor și ne-a ajutat foarte mult să, mai ales în trei județe din cele 11, Constanța pentru că sunt aici, Prahova pentru că și acolo au sucursală și Iași. Da, și ne bazăm pe ei și alte firme, Aqua Carpatica, care de mult timp sponsorizează cu apă, cu hidratarea la concursuri, am avut campionate mondiale, europene, am avut un campionat european acum câțiva ani, s-a desfășurat la Mamaia cu 1300 de participanți, 11 runde, au dat peste 15.000 de sticle de apă, numai ca să vă imaginați că există un efort și o seriozitate a acestor sponsori de a veni în ajutorul nostru, de a ne ajuta și e o mulțumire totală pentru că n-au fost dezamăgiți tot timpul după fiecare competiție mare. De la ei a venit feedback-ul acesta să continuăm colaborarea și să ne ajute mereu. Când va fi implementat acest proiect? Când va fi? Aici este foarte greu pentru că nu, noi suntem factorii decizionali. Ministerul este factorul decizional. Acum, chiar ministrul, vedeți, întotdeauna depinde de oameni. Instituțiile sunt instituții, dar totuși, asta e constatarea noastră, depinde de oameni. Și domnul Sorin Câmpeanu, actualul ministru, ca să vorbim la momentul actual, este foarte deschis. Dânsul a semnat mai multe colaborări, protocoale de colaborare cu Federația Română de Șah, ultimul semnat chiar pe 30 iulie anul trecut, în care se aprobă pașii de care v-am vorbit. Adică nu că sugerează, este ordin de ministru prin care inspectoratele, casele corpului didactic trebuie să asigure această pregătire a profesorilor pentru predarea șahului în școală. Și atunci, iată și drumul pe care l-am parcurs noi, că am reușit să facem acest curs cu profesorii, a fost de undeva sugerat, ordonat, sau nu știu care e termenul cel mai bun, de la minister. Și
având această bucurie, să zicem, că iată, Ministerul a venit în sprijinul nostru, în sprijinul Arșacului, semnând aceste protocoale de colaborare și luând niște măsuri pentru a face pași pe drumul implementării, sperăm, nu știu, noi sperăm ca într-un an, doi ani să fie. Ambiția noastră este ca Arșacul să facă parte chiar din trunchiul comun. Aici sunt foarte multe discuții. Am zis ambiția noastră și când mă refer la ambiția noastră este mai mult a celor care suntem implicați total în Șac. Dar sunt multe discuții aici, pentru că totuși șahul, ca și matematica, să spunem, ca și orice artă, șahul având și el o componentă artistică pe lângă cea științifică și de sport, nu se lipește de oricine, să spunem, deși este îndrăgit de oricine, și acum e un joc, dar e un joc care atrage și prin forma pieselor, prin istoria, prin poveștile de la începuturi care arată cum a apărut șahul, el atrage copiii în special, da, și pe care îi atrage, copilul acela rămâne lipit de șah, toată viața îi va rămâne ca pasiune. Deci nu vorbesc acum de cei care ajung campioni, supercampioni, pentru că aceștia sunt puțini, să zicem, dar nu ăsta e scopul proiectului nostru. Proiectul nostru se adresează tuturor și să rămână ca, pentru toată viața, ca o activitate, ca ceva plăcut și care să-l deconecteze și să-i înătățească niște parametri umani. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este sperăm că într-un an, doi ani, dar nu depinde de noi. Acum mai depinde și de evoluția, cum să zic, ideilor politice în țara noastră. Observăm că șahul este într-un moment de extindere impresionantă în ceea ce privește numărul de participanți la nivelul județului Constanța de la o ediție la alta. De unde pornește această emulație, în special printre copii? V-am zis că șahul atrage. A avut mulți practicanți. A fost la un moment dat așa ca o sinusoidă și a fost un val care a dus la descreșterea numărului de jucători. S-a observat mai ales în ultimul timp, când alte jocuri, tot electronice, că așa cum nu e electronic neapărat, a distras, nu știu, comunitatea elevilor de la practicarea șahului. Părea ceva mai lejer să facă, nu știu, să se joace altfel. Dar acum, în ultimul timp, când și părinții și-au dat seama că, de fapt, jocul pe calculator, pe telefon, este mai mult negativ decât pozitiv, atunci s-au orientat spre șah. Și chiar vreau să vă zic, în cuvântul de final, colegul meu ungureanu a spus: ce ați câștigat prin acest concurs? Ați câștigat 2 ore lipsă de la jocul pe telefon. Adică și asta e, că a dispărut acea tot timpul pe telefon. Știți cum sunt copiii, le plac jocurile acestea, dar prin șah ei se îndepărtează un pic. Acum noi ne referim la șahul școlar, nu la șahul profesionist. La șahul profesionist înseamnă multă muncă. El cere mult efort și ia și cronofag, mănâncă mult timp. Deși nu se vede, mulți oameni se miră, pentru că la celelalte sporturi se vede antrenamentul care se face, la fotbal, la handbal. Da, dar pe când șahul este ca într-un fel ca munca de acasă, că tot suntem în temă ziua de astăzi, muncești de acasă și nu prea se vede. Dacă nu te duci la servici clasic așa, la ora 8 semnezi condica și pleci la când se termină programul, lucrezi de acasă, nu se vede. Așa e șahul. Despre deosebire de celelalte sporturi care se văd, că te duci la sală, la terenul de fotbal, de joc, și acolo se vede munca depusă. Șahistul se antrenează uneori cu antrenorul, uneori singur, dar o face de acasă sau dintr-o incintă și nu prea se vede, deși orele pe care le alocă șahului sunt multe, multe, multe ore pe zi și necesită și psihic tare și fizic tare, de-aia se îndrumă copiii care fac șah să facă și alt sport fizic. La ora actuală ne puteți spune ce jucători de șah de mare valoare există la nivelul județului Constanța? La juniori, la seniori noi avem
un mare maestru, Grigore George, avem, ce să spun, în general, partea de trecut a șahului, noi avem câțiva jucători foarte buni, dar care ba joacă la echipe din țară, deci nu la echipe constanțene, ba nu mai joacă deloc, s-au lăsat. Și de ce acest lucru? Pentru că, într-adevăr, o vracila șahului, cel puțin până acum, nu prea este așa aducător de venituri. Și jucătorii atunci preferă, iată, vă dau un exemplu, Văleanu Eduard, un jucător extrem de talentat, care a fost și campion național, la un moment dat, de seniori, și a preferat, el a terminat Institutul de Marină sau Facultatea de Marină și acum preferă să meargă pe mare, să fie navigator, unde se câștigă un salariu, un venit decent, pe când dacă ar fi rămas ca șahist, poate că nu ar fi avut aceleași venituri. Și așa mai toți care au avut o perspectivă foarte bună să ajungă șahiști buni, i-a îndepărtat. Vă mai dau un exemplu, Nemet Francis, de asemenea un maestru internațional, care acum este judecător la Curtea de Apel Constanța, un șahist extrem de talentat, fost medaliat la campionatul mondial de juniori când avea 10 ani, la 10 ani, ceea ce arată perspectiva lui imensă, dar tot așa s-a lăsat pentru că nu asigură o securitate materială clară șahul. Și atunci a preferat să facă aceste studii, să ajungă pe o funcție de unde are asigurat acest trai, să zicem. La nivel, da, am zis la senior cam care e situația și v-am zis, am avut jucători, acești jucători de care vorbesc sunt în limita 40-45 de ani și ei, într-un fel, au lăsat-o mai moale cu șahul, să folosesc acest termen, pentru tocmai gândindu-se la siguranța lor materială. Coborând la nivel de copii și acum avem câțiva juniori foarte talentați și la nivel mai mare și la nivel mai mic. Nu e așa, nu mi-area că mi-e căscat vreunul și după aia ei, dacă aud, se supără, zice pe mine, zic că i-am uitat, da? Nu este așa. Ei sunt mulți și iar a spune că unul a dat un nume acum, poate că cel care este pe locul 2, pe locul 3 în momentul ăsta îl va depăși. Pentru că șahul are niște bariere, să spun așa. La fiecare nivel se cer alte calități sau se cer și alte calități. Și dacă la început un copil începe șahul, nu știu, 6-7 ani și se văd calitățile primare, deci e talentat, cum se spune, adică el prinde repede această estetică a jocului de șah, știe pe unde să-și pună piesele, să nu se încurce între ele, simte repede anumite poziții și le înțelege, dar după aceea, de la un număr de ani, mai trebuie și alte calități, ca de exemplu munca, să înveți mult mai multe lucruri, iar el dacă rămâne doar cu talentul, depășește cel care poate la început nu le vedea așa de repede ca el și așa de bine, dar muncind, pregătindu-se, antrenându-se, îl depășește. Și la un moment dat vine o altă vârstă când mai ales calitățile volitive, de voință, dorința, încrâncenarea aceasta pe care trebuie să o aibă orice sportiv, nu zic numai de șahist, se adaugă la celelalte și atunci rămân elita aceasta din ce în ce se micșorează până când într-adevăr ajung adevărații campioni. Dar încă o dată, că am pornit de la acest proiect și acum școală și el este subiectul nostru principal, noi nu urmărim acest lucru. Noi urmărim doar publicitatea șahului, ca orice copil să aibă posibilitatea ca în școală să facă șah, să ia contact cu șahul, să învețe regulile primare, iar cine dorește după aceea poate să meargă la un club să-și dezvolte abilitățile. Spuneați că totul depinde de Ministerul Educației, chiar dacă pe plan local aveți susținere și majoritatea au răspuns pozitiv la demersurile pe care le-ați făcut. Vreau să vă întreb, ținând cont că s-a făcut și acel curs pentru formarea unor cadre didactice, da, care să predea șahul în școală. Sunt suficiente cadre în cazul în care se va implementa acest proiect la nivelul școlilor, care să susțină acest proiect și să predea elevilor? Deocamdată nu sunt.
Nu sunt, că sunt multe școli, sunt mulți elevi. Deocamdată nu sunt, dar un început trebuie făcut și fiecare școală, dacă are măcar un profesor care poate să predea șah, este foarte bine. Al doilea lucru, de șahul se poate face și acum în școală. Profesorii de educație fizică au și acum câteva posibilități de a-și completa norma. Iarna este recomandat, când nu este sală de sport sau e frig afară, să facă șah în școală, se recomandă șahul. Copiii care sunt scutiți de asemenea, scutiți de activități sportive, de ora de educație fizică, trebuie să facă șah. Deci există multe posibilități de a face șah. Noi aveam intenția de a introduce șahul într-un chiu comun, adică el să devină o materie de sine stătătoare, așa cum este, cum este muzica și desenul, ca să dau un exemplu, că fac parte din această gamă. Și se și spunea de Tartakover, un hâtru al șahului, un maestru vechi, zicea: șahul, ca și muzica și arta, are darul de a te face fericit. Și cam asta este. Deci șahul în școală se poate preda și acum. Profesorii pot face activități, nu știu, nu sunt poate în fiecare școală profesori pregătiți, dar măcar dacă ar face acolo unde sunt, că sunt destui, v-am spus. S-au înscris foarte mult și la cursul acesta și eu am mai făcut încă două cursuri în anii anteriori cu profesori. Din păcate, ei au făcut cursul, dar n-au demarat activități în școlile respective, cei din anii trecuți, pentru că nu au fost stimulați și, nefiind acest proiect, care are o viziune așa pe un termen mai lung, n-am nici eu, am făcut cursul și atât. Acolo a fost o finalitate și ei urmau să facă în școli. Pe când acum noi ne-am dus la fiecare școală pe unde, cel puțin unde erau profesorii acestea și unde aveam intrarea, să zicem, în școală, ca să forțăm un pic lucrurile, să îi îndemnăm să facă șah, contribuind și noi, cum v-am zis, cu manuale. Am făcut în fiecare școală câte o lecție deschisă de șah. Și multe școli din ceea ce știți dumneavoastră s-a reușit totuși începerea acestor ore de către profesorii doritori. Așa, în municipiul Constanța, bine, se face la Medgidia, la școala Ile Caragiale, la Ostrov, profesorul de la Ostrov, care după ce a făcut cursul s-a implicat foarte serios în activitate, la Murfatlar, doamna Părăianu Anca, care este și profesoară de sport, dar e și directoare adjunctă la liceul teoretic Murfatlar și face șah. Iar în Constanța se face la Colegiul Ovidius, unde atât domnul profesor Ciucan Dragoș, cât și doamna Turchian Jafar sunt foarte pasionați și le place șahul și îl propagă și în rândul copiilor. De exemplu, sunt mai multe școli, 24, 30, 38, 29... Am deci dat așa câteva. S-a demarat acest proiect la nivelul unei. S-a demarat, dar la modul acesta, am de înțeles, opțional, da. Este. În altă ordine de idei, este necesar să adăugăm faptul că dumneavoastră sunteți și profesor de șah la Palatul Copiilor din Constanța. Deci, cei care vor să-și îndrepte atenția către acest sport, dacă nu au posibilitatea să parcurgă orele de șah în școli, se pot adresa Palatului Copiilor. Da. Și mulți părinți se întreabă ce ar trebui să facă, care sunt primii pași și de la ce vârstă ar trebui să-și înscrie copilul la un curs de șah. Deci la Palatul Copiilor îi pot veni nu atât că nu se face în școală, să zicem, activitate, ci și dacă se face în școală și pentru sau progres, că v-am zis. În școală, în principiu, nu, numai, nu e vorba numai de nivelul de cunoștință al profesorului, că nu sunt șahiști, sunt profesori de educație fizică. Unii sunt chiar foarte buni șahiști, unii au un nivel mai sus, mai jos, dar asta nu contează, pentru că la o oră pe săptămână sau chiar o oră pe două săptămâni cât fac ei, este foarte puțin și atunci ei trebuie să meargă într-o colectivitate doar de elevi care îndrăgesc șahul și atunci progresul va fi mai alert. De la ce vârstă? În principiu se recomandă de la 5 ani. Vârsta de 5 ani
E foarte bună de început șah. Să știți, dacă la 5 ani nu-l pricep, nu-l pricep nici la 6, ca idee. Dar eu am avut copii și am și acum copii sub 5 ani, sub vârsta de 5 ani, și care sunt foarte isteți. Chiar la un moment dat am făcut, doamna Tania Dumitrescu, directoare la Grădinița Amici, m-a invitat acum câțiva ani, am făcut un opțional, să zic așa, dacă tot așa se zice, la grădință. Adică am făcut șah cu copii, cu grupele de copii de acolo, și am avut o grupă chiar între 3 și 4 ani, și la care am făcut doar un trimestru, pentru că la vârsta asta ei n-au conexiunile astea logice, nu pot să abstractizeze, dar prima parte și mi-a plăcut, deci partea aceasta vizuală, să zicem, cum se numesc piesele, cum se așează și chiar cum se mută, le-au învățat și cu foarte multă plăcere. Chiar și mie îmi plăcea să-i văd cum erau interesați și au învățat să așeze piesele pe tablă. Deci copiii, toată grupa de copii între 3 și 4 ani. După anul nou, când trebuia să trecem la lucruri mai serioase, am renunțat cu ei, am reluat anul viitor, pentru că nu pot să raționeze. Deci un atac dublu, un mat, asta deja încep să fie lucruri abstracte. Și ei nu le știu. Vă dau un exemplu. O fetiță era și tot muta un nebun pe diagonală. Am învățat că mută nebunul pe diagonală și eu tot îi explicam că trebuie să aibă calea liberă ca să mute. Și bun, când m-am întors un pic, am mutat nebunul. Când i-am zis de ce ai mutat nebunul, că n-avea calea, zic, nu vezi că nu se poate, că are un pion în față. Zice, dar eu am putut. Păi cum ai putut? Și a luat nebunul și l-a trecut așa printre piese. Și da, deci într-adevăr sunt foarte hazbi, așa să zicem, și foarte drăguți când ei văd lucrurile după mintea lor. Și chiar mi-a plăcut treaba asta, mi-a rămas așa ca idee, că eu tot ziceam, nu se poate cu nebunul. Zice, dar eu am putut. Și a putut să-l ia să-l strecoare printre piese, da. Spuneți că de la 5 ani ar fi de la 5 ani, clar, da. Să se înceapă așa. Da. Dar cum reușiți dumneavoastră să-i atrageți în această lume minunată și după cât timp se văd rezultatele în sportul minții? Rezultatele, deci întâi cum îi atragem? Îi atragem foarte simplu. E suficient ca la școală, la grădiniță, la vârsta aceasta, să vină propunerea că există și șah, facem și șah în grădiniță. V-am zis și eu, am alergat prin multe grădinițe la un moment dat acum. De când a venit pandemia n-a mai fost boie și am întrerupt. Și ați militat și pentru șahul online. Și pentru șahul online, nu eu. Eu nu prea eram adeptul șahului online, dar era o necesitate la început, că nu se mai juca nimic și trebuia. La copii, cel puțin, eu nici acum nu recomand, că mulți zic, da, jucăm pe calculator, da, jucăm pe telefon. Nu prea, pentru că există acel facil, acea ușurință, în loc pe tablă când muți, sau exerciții. Ei, ca să antreneze, trebuie să facă niște exerciții. O diagramă, cu o poziție, zici, dă mat într-o mutare și el trebuie să vadă mut regina de aici aici. Face o săgeată că mută regina de aici aici și dă mat. Pe laptop sau pe telefon, dacă ai exerciții de genul ăsta, nu mai au răbdare să gândească și fac repede o mutare, bine, calculatorul ți-o dă înapoi, încerci alta și atunci nu este, pentru că șahul, tocmai asta educă. Se și zice în șah, e vorba pièce touchée, pièce jouée, adică am atins o piesă, trebuie să o mut, să o joc, ca să ne educe într-un fel să gândim întâi și după aia să luăm decizia. Și dacă nu gândim și luăm decizia prea rapid și greșim, trebuie să și răspundem pentru treaba asta. În partida de șah, când fac treaba asta, răspund că am făcut o mutare greșită. Nu mai pot să o dau înapoi, nu mai pot să mut altă piesă dacă am atins o piesă și atunci e responsabilitatea mea și știu, uite, am mutat ceva, a fost greșit și adversarul m-a dat mat. Asta e, trebuie să suport consecințele și în felul ăsta mă educ să nu mai pun mâna, să nu mă mai grăbesc să pun mâna pe piesă, pentru că știu că am pierdut o partidă făcând așa și fiind atent, într-o altă am pierdut regina, să zicem, cea mai importantă piesă, și atunci sunt educat, mă autoeduc, că răspund de greșeala mea și nu trebuie să mă grăbesc.
Pe calculator nu se întâmplă treaba asta când facem. Mutăm ref, da, nu e bună, facem alta și nu numai, uneori ne și strică. Calculatorul e bun după ce copilul învață binișor șahul, să zicem, și acolo da, fără calculator nu se poate în ziua de astăzi să înveți șah, să înveți bine șah. Pentru că acolo sunt motoare de analiză foarte puternice care ne dau mutarea cea mai bună, sunt materiale, sunt enciclopedii de șac să știm ce jucăm, sunt fel de fel de poziții de antrenament. Dar asta după ce le învățăm bine și atunci noi deja ne-am format ca jucători, nu mai avem grabă, nu mai atingem piesele repede, etc. Și atunci, da, putem să trecem și la calculator, că vom juca ca și cum am fi la tabla de joc. Iar rezultatele după cât timp apar? Rezultatele se cuantifică practic de la început, că se vede, este ca și la școală, da? Într-o clasă de copii, mă rog, există o ierarhie, sunt unii copii care răspund mai bine. Acum nu se mai dau note la clasele mici, dar o ierarhie tot există. Se știu cei care răspund, sunt implicați, ceea ce înseamnă că interesează subiectul și materia respectivă. La șac, de asemenea, imediat se văd că unii prind mai repede, unii mai încet, unii câștigă partide, unii nu. Dar în campionatele noastre, prima evaluare este la 8 ani. Deci noi avem campionate naționale de copii, până în 8 ani, din 2 în 2 ani, 8 ani, 10 ani, până la 20, 12, 14, 16, 18 și 20. Și acolo, aceste campionate naționale sunt, de fapt, reprezintă elita șahului la vârsta respectivă, campionul e campion și următorii. Și am mai dat un exemplu. Eu mergeam la campionatele naționale, am avut foarte mulți elevi buni, medaliați la naționale și chiar și la campionatele europene câțiva. Și întrucât campionatul național se pune în general în vacanță ca să nu afecteze foarte mult școala și tot atunci erau și finalele naționale la olimpiadele de matematică și altele, dar în special de matematică, că cei care jucau șah erau foarte buni și la matematică. Și ei preferau, pierdeau câte o rundă, două, la șah, ca să se ducă, dura o zi, unde se duceau la Olimpiada de Matematică, etapa pe țară, și după aia se întorceau și jucau, dar bineînțeles că ratau medalia, că nu poți cu două partide mai puțin jucate decât adversarii să concurezi de la egal la egal. Și eu dădeam exemplu ăsta, uneori spuneam, ce ai făcut la Olimpiadă? Zice, păi am luat locul 3. Și locul 3 ce înseamnă? Păi locul 30 înseamnă că am fost al 50-lea, pentru că știți cum e la Olimpiadă, între punctajul ăsta și ăsta e locul 1, între punctajul ăsta și punctajul ăsta locul 2 și așa. Deci pot să fie, hai să dau ca la note, între 9, 80 și 10 ai locul 1, între 9, 60 și 9, 80 ai locul 2 și între 9, 50 și 9, 60 locul 3. Și câți intră acolo? Toți care au obținut punctajul ăsta intră acolo, pe când la sport și la șah în special, nu există decât unul. Chiar dacă sunt doi cu același punctaj, într-un fel există fel de fel de coeficienți de departajare și se departajează. Deci e unul singur. Și e cam așa, ei veneau, nu jucau două partide, ratau medalia, dar se clasau pe locul 5-6. Ziceam, uite, locul 5-6, ești al cincilea pe țară la grupa ta. Al cincilea pe țară, pe când la matematică ai fost al 50-lea, chit că ai luat medalie de bronz. Asta, vreau să zic, o diferență de apreciere în ierarhizarea sportivilor. Ați văzut, e Olimpiada de la Beijing acum și chiar am văzut la patinaj viteză, la proba feminină 2000 de metri, a fost o diferență de 3 milimi de secundă între două patinatoare. 3 milimi de secundă. Deci nu există ca la alte materii, între atât și atât, toți au locul întâi. Nu, aici, într-un fel, tot te departajează. Și la șah este așa, la campionatele naționale, până la urmă, dacă iese egal, egal, și punctajul, și Buholțul, și Sonebornul, și progresiv, sunt niște coeficienți de departajare, atunci se diferențiază la vârstă. Și tot unul va fi pe locul 1 și nu pe locul 2. Nu se dă la amândoi un loc.
Ați amintit la începutul interviului despre competițiile care vor avea loc în perioada imediat următoare și aș vrea să vă întreb în anul 2022 care ar fi mutările de care are nevoie sportul minții, astfel încât județul Constanța să fie pe locurile cele mai bune în clasament la nivel național. Acum, pe locurile cele mai bune, ar trebui într-un fel să trecem peste o istorie. În istoria șahului în general, au fost câteva județe mereu în frunte, unde s-au implicat mai mult, a fost mai multă atractivitate. Să știți că uneori e greu să depășești această istorie. Județul Constanța n-a fost întotdeauna foarte sus. Au fost jucători de șah foarte buni, am avut juniori campioni, dar pe ansamblu au fost județele Iași, Timiș, Bucureștiul nu mai zic, Prahova. Deci aceste județe au avut o activitate foarte intensă. Din ce motiv, să spunem așa, nu știu, s-au făcut atunci mai multe cluburi. Constanța a fost un județ, deci mă refer de istorie acum, a fost un județ în care au primat alte activități. Oamenii au avut alte obiective și implicarea asta în șah, dar la nivel mare, nu s-a produs. Adică, știu și eu cel puțin din anii 70, dar eu vorbesc de anii de când au început la noi cluburile de șah, de prin anii 1930 încoace, mă duceam mereu să joc șah la Timișoara, era acolo o emulație extraordinară, erau cluburi de șah peste cluburi de șah, erau ce maestri și maestri internaționali, cât cred că n-am avut Constanța de-a lungul timpului, ei au avut într-o perioadă scurtă de timp. Și acum ajungem în zilele noastre, cu toate eforturile acestea, nu reușim să ajungem în această elită neapărat, ca strict șahist, ca performanță șahistă. Și v-am dat și exemplele jucătorilor noștri care s-au lăsat și vă mai dau câteva exemple de jucători care au fost elevi ai mei la Palatul Copiilor, frații Salim, Mălureanu, Nanu Florentin, Manea Anca, foarte mulți care au terminat, au fost foarte buni, au obținut medalii la naționale, unii dintre ei chiar la campionatele europene, dar frații Salim s-au făcut doctori și s-au lăsat de șac. Mălureanu George, de asemenea, s-a făcut medic, a făcut facultatea de medicină la Iași și este așa. Ionescu Florin, care acum este prin Anglia, este de asemenea, a fost de asemenea un șahist și acum este un medic bun apreciat la Dublin, este în Irlanda. Nanu Florentin este avocat, Manea Anca este judecător, Pârlea Diana este doctor veterinar. Deci toți au întrerupt cu șahul. Au mers spre justiție, da. Și medicină. Vă dau de jucătorii mei fruntași din Constanța. Spre deosebire de alți jucători din țară, Costache Micnea, care într-adevăr și eu au făcut studii, dar au rămas și cu șahul. Au performat și în șah, au ajuns maestru internațional, mare maestru. Deci din alte părți, ei s-au ținut mai mult. Acum, nu știu cine să zică sunt câștigați, eu întotdeauna i-am îndemnat și la așa, că școala e pe primul loc și șahul e pe locul 2, pentru că așa văd eu lucrurile, atâta timp cât școala, munca în general îți oferă un drum clar, șahul e ca în orice sport. Nu știi, fiecare are un plafon al lui, nu știi care e plafonul tău, că nu-l cunoști, că dacă am cunoaște de la început, uite, eu dacă muncesc sunt campion mondial, da, aș munce și aia, dar nu știu, s-ar putea să muncească unul cât vrea și să nu fie nici campionul județului, să zicem. Și atunci, da, problema este complexă, am zis, și fiecare se gândește că viața are mai multe componente, nu numai partea aceasta sportivă. Totuși, spre final, aș vrea să vorbim și de beneficiile acestui sport al minții, pentru că sunt părinți care
Poate vor să-și îndrume copiii să vină la cursurile de la Palatul Copiilor sau de ce nu să opteze pentru aceste cursuri care deja există la nivelul unităților școlare din județul Constanța. Acum beneficiile sau lipsa lor sau mai puțin beneficiile, eu am vorbit din punct de vedere material. La copii nu asta este problema, beneficiile la copii sunt cele legate de câștigurile pe care le au în dezvoltarea lor, în așa fel ca ceea ce obțin prin șah, ei să poată folosi la orice materie în general, în viață, că le rămân pentru viață. Și de aici este incontestabil că șahul îi ajută și pot să vă spun că toți părinții recunosc treaba aceasta și zic, de când a început șahul, bine, după o perioadă de timp, că șahul și acesta tot zice, șahul dezvoltă, bine, dacă învăț doar să așez piesele și să le mut, nu știu cât dezvoltă, dacă îl aprofundez un pic și v-am zis, ne dăm seama, avem responsabilitatea deciziilor luate, dar și știm să luăm acele decizii, adică avem cunoștințele necesare și în cunoștință de cauză să facem mutările respective. Și atunci, aceste principii, ceea ce ne dezvoltă șahul, are aplicabilitate în toate domeniile, la toate disciplinele. Și v-am zis, am foarte mulți părinți care îmi spun acest lucru, recunosc că și-au îmbunătățit performanța școlară învățând șah. Și cam ăsta ar fi un principal beneficiu. Al beneficiu este acesta de competitivitate și prin proiectul acesta de care am vorbit, noi, vedeți, sunt multe competiții. Acum și la competițiile acestea e un număr limitat de jucători. Nu pot participa sute peste tot pentru că nu există capacitate organizatorică. Și la școala George Ionescu, școlile nu sunt adevărate pentru desfășurarea unui concurs de șah. Sunt bănci, n-au mese, trebuie, știți cum sunt... Și acestea sunt lipsurile. Adică nu poți să desfășuri un concurs, ai toți care vor și toate școlile vin și faci un concurs cu 1000 de inși. Păi unde îl pui? Unde îl organizezi? Nu există sală atât de mare. Trebuie la 1000 de jucători, trebuie 2000 de... Deci sunt multe de loc, vin și părinți și astea, deci trebuie spațiu mare. Și materiale, nu mai zic. Deci foarte. Și atunci se limitează. Limităm la un număr de... Iată, la etapa de la Constanța, că am vorbit de ea, suntem limitați. O să jucăm la restaurantul Sport de pe Cuza Vodă. Este o sală, restaurantul Sport, care acum, sportivii fiind așa un pic în pandemia aceasta, e mai puțin folosit. Și ne-au promis că ne-l pun la dispoziție, dar nu intră mai mult de 100 de jucători din tot județul. Acum pare mult 100, dar când zici câți de la Ostos, câți de la Cernavodă, câți de la Medgidia, câți de la Mărfatrar, câți de la Năvodari, iată 5. Numai câțiva dacă dar sunt se și tot. Dar se face selecția cu cei mai valoroși. Dar nu se face nicio selecție, că asta e treaba. Așa cu școlar nu facem selecții, ci în principiu școlile care s-au înscris în proiect până acum, care școală vrea să participe, se anunță și atunci un număr de participanți. Bun, suntem atâtea școli, venim cu 5 elevi, să zicem. Și cam asta e regula, că n-ai cum, iar selecție. E șac școlar, totuși. E șac școlar, iar problema este nu neapărat ăia bun să vină. Nu, să vină cei care doresc să facă șah și să aibă o extindere șahul. Că dacă mereu vin cei care fac pe la cluburi șah și participă încă, ei participă la concursurile profesioniste, la 20 de concursuri între astea și vin și acolo și câștigă, nu e niciun câștig. Câștigul este dacă tot mai mulți fac șah și... Păi da, performanța e performanță, ar trebui separată. Tocmai de aceea, iată că la o olimpiada de șah, care se va desfășura și anul acesta, a fost o pauză de pandemie, s-a renunțat la a participa jucătorii legitimați. Deci jucătorii legitimați la cluburi nu au voie să participe anul acesta la olimpiadă. Și unde va avea loc? Unde se va desfășura olimpiada? Urmează să vedem. Finala va fi prin mai, dar asta înseamnă unul de județ. În primul rând, când s-a aprobat programul olimpiadelor în ianuarie, ministerul a spus că numai olimpiadele care au corespondență internațională, deci calificare la olimpiada internațională.
Șahul, nu, se termină la nivel național. Și atunci s-a zis, celor de nivel național, nu. Acum, o săptămână, s-a revenit și a zis că se fac și la sport, dar numai la câteva sporturi, vreo 3-4 sporturi, printre care și șahul. Se va face olimpiadă, dar cu specificul acesta, că numai pentru jucători nelegitimați, pentru... Da, și v-am zis, mobilul e acesta, că să atragă elevii către șah, nu neapărat cei care deja merg la concursuri, la campionate naționale, la astea, ei sunt formați, au concursurile lor, pe când ceilalți le deschide și lor o breșă de a participa și de a câștiga, că altfel n-au nicio șansă. E ca și cum, nu știu, niște copii dintr-o școală se aduce să joace cu fotbal cu cei de la Academia Hagi. N-au nicio șansă, nu? Pentru că ea se antrenează toată ziua și ei bat și ei mingea din când în când prin curtea școlii. Dar jucând între ei, mai multe școli, copii de nivelul ăsta, da, se creează ambiții, câștigă bucurii și îi atrage în felul acesta către sport. În finalul interviului aș vrea să transmiteți un mesaj atât către autorități pentru a susține acest proiect să devină cât mai repede posibil la unitățile școlare, cât și pentru părinți, pentru elevii pe care încercați să-i introduceți în lumea șahului, cât și pentru colegii de la Palatul Copiilor și de la Asociația Județeană de Șah. Da. În privința autorităților, v-am zis, au fost foarte deschise. Proiectul nostru este înaintat și va fi amănunțit în perioada următoare către toți factorii de decizie. Ne-au promis și nu numai că ne-au promis, istoricul anilor trecuți arată că se și țin de promisiuni. Deci, din punctul acesta de vedere, eu sunt mulțumit. V-am zis și instituțiile cu care am avut legătură, cu care am încheiat protocoale de colaborare și totul merge foarte bine din acest punct de vedere. Acum urmează și de noi ca să implementăm bine acest proiect. În ceea ce privește copiii, eu îndemn și școlile și pe toți și profesorii să facă șah, este foarte frumos, benefic și are acest grad, v-am zis, de plăcerea fiecăruia de a-l juca și nu se mai desparte de el. Vă spun, cine îl joacă și prinde puțin din farmecul lui, nu-l mai lasă toată viața, ceea ce e un câștig. Așadar, dacă doriți să faceți șah în mod gratuit în școli, aveți aceste posibilități și aveți un om de la care puteți să învățați foarte multe lucruri interesante referitor la sportul minții și așteptăm cu sufletul la gură și alte rezultate de la competițiile desfășurate la nivelul județului Constanța și, desigur, și cu alte informații cât mai importante pentru noi, pentru județul Constanța. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost astăzi alături de Focus Press. Și eu vă mulțumesc și veți fi informați după fiecare competiție de etapa noastră cu rezultatele, cu număr de participanți și chiar cu pașii pe care îi facem pentru ducerea la capăt a acestui proiect. Vă mulțumim!